Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. În acest vlog, după cum vedeți, vă voi prezenta ceva la capre. Și mai exact, cum să desumflăm ugerul la capre. Cum să-l facem moale, adică o capră când fată, ugerul este foarte tare și mulți nu știu cum să-l facă moale. De exemplu, aceasta este ultima fătată, nu prea este subtă, de fapt asupt. Ia uitați, asta este bandită, nu prea asta capra. Dă-te puțin tu, lasă-mă puțin să fac clipul tu, o leacă. Uite-o pe mâna ta, du-te acolo, prințesa mea. Vai, și capra nu prea stă. De exemplu, hai să vă arăt, asta este ultima fătare. După cum vedeți, are ugerul destul de tare. Și în fiecare zi, voi trebuie să masați în continuu. Și, de exemplu, dacă are peste măsură lapte și iedul nu poate suge, ori dați alt ied, ori o mulgeți. Și trebuie să măsați cu amândouă mâini, eu nu pot cu amândouă mâini pentru că filmez. Trebuie să măsați cu amândouă mâini în continuu timp, circa 5 minute. A 5 minute. Ia uitați, nu este subtă foarte tare. A subt, dar acum și-a făcut înapoi. Ugerul este tare pentru că ea menține laptele pentru ied. Și asta se întâmplă, dar trebuie măsat în continuu timp de 5 minute cu ambele mâini, gen, uitați așa, așa în continuu să faceți. Ia uitați hoața asta, cum vrea să sugă hoața asta, nu prea stă capra. Ia uitați și ieduțul, până la urmă am reușit să-l salvăm. L-am ținut în casă 2 nopți și l-am hrănit cu siringa. Cât a stat în casă, acum azi dimineață le-am dat la mama lui și suge singură. Ia uitați și Honania asta mică, prințesa mea mică, frumoasă, iubirica mea mică, îi crește coarnele. Și la frățiorul ei crește coarnele. Acolo. Dragi prieteni care se uită până la sfârșitul clipului, vă rog frumos să-mi spuneți dacă vreți să fac vlog cu toată ferma și cu toate problemele ei, pentru că am destul de multe probleme, dar o să vi le zic dacă vreți să fac video cu toată ferma. Dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!